Salutare, dragi oameni faini, și bine v-am găsit la un nou episod de podcast. Astăzi, alături de noi, avem o domniță, un om fain, care este și prima invitată care nu este din Sibiu. De unde este? Ei bine, probabil o să ne spună ea. Dânsa, domnița, are o vastă experiență în televiziune, participantă la o emisiune de showbiz, și, bineînțeles, a rămas la București câțiva ani după aceea, de o să ne și povestească despre asta. Ea are și niște drumuri secundare, cariere secundare, să-i spunem așa, pe care o să le descoperim. Și, fără alte introduceri, o să lăsăm pe ea să ne povestească mai multe. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, Larisa Judele! Mulțumesc frumos! Foarte frumoasă prezentarea, mulțumesc mult de tot pentru această introducere. Da, este prima oară când vin la un radio, să știi, n-am mai fost la un radio și am acceptat să vin, mai ales că este într-un oraș atât de frumos. Ai. Și chiar m-aș muta în Sibiu. Păi super! Nu știi niciodată ce îți poate aduce viitorul. Da. Oamenii probabil mă știu pe mine de la emisiune și mai exact de la Puterea Dragostei, unde am stat acolo aproximativ vreo 2 luni de zile. Și să știi că pe drum spre voi chiar mă gândeam ce întrebări o să-mi adresez aici sau dacă mă las să vorbesc eu așa. Cred că văd că o să vorbesc, dacă e să mă las să vorbesc, vorbesc ca o moară stricată în continuu. Și chiar mă gândeam dacă e să-ți spun exact ce s-a întâmplat acolo, că ai fi singurul, să știi, care ar afla unele secrete. Deci astăzi o să aflăm secrete din spatele culiselor. Sunt tare entuziasmat. Larisa, în primul rând vreau să-ți mulțumesc și eu că ai acceptat să vii aici ca și invitata noastră. Ai bătut atâta drum să fii prezent aici și chiar ne bucurăm tare mult și cu siguranță o să mai fii la noi invitată. Sperăm să vii de fiecare dată. Bineînțeles, avem și pe postul de radio, o să fii și live acolo, dacă îți dorești. Cu drag, oricând, cu drag, cu mare plăcere vin. Că... Și te așteptăm, mai te așteptăm pe la Sibiu. Cum să nu vin? Da. Vorbim noi așa mai ardelenește aici. De acord, putem vorbi cum vrem. Așa, domniță, hai să intrăm în detalii picante. În subiecte. Da, hai spune-ne puțin care a fost, hai să începem cu de ce ai vrut să mergi la Puterea Dragostei. Da, bună întrebare. Am ales să merg la Puterea Dragostei după, să zic așa, o ieșire în oraș cu prietenii în care făceau mișto de această emisiune. Nu aveam în plan eu să merg, nu știam concurenții, nu știam exact despre ceea ce se întâmplă în Puterea Dragostei, însă știam că nu este văzută tocmai atât de bine, pentru că acolo sunt multe cerți, toată lumea spunea, uite cum te-ai dus acolo și așa mai departe. Stând la masă, unul dintre prietenii mei de acolo mi-a zis, eu te voi înscrie și tu trebuie să te duci acolo să-ți calmezi spiritele. Și râdeam că făceam ca oarecum o glumă, spunea, eu am studiat psihoterapia, fitoterapia, m-am dus foarte mult pe partea asta spirituală și spunea, băi, nu trebuie să te duci acolo tocmai să te combini, să zic, cu cineva, pentru că da, acolo era casa cu fetele și băieții, trebuia să-ți faci un cuplu și așa mai departe. Tu te analizează, vezi cum sunt fetele, vezi cum sunt băieții și așa mai departe și de ce nu. Este și o rampă de lansare, pentru că atunci eu aveam niște produse naturiste și mi-a zis, du-te acolo și o să vezi că o să dai un boom din asta, nu te intereseze ce spune lumea și vă dea seama că ideea era da, ok, hai să merg, dar în sinea mea ce să caut eu într-un astfel de emisiune, nu știu dacă mă pot descurca. Nu m-am băgat în seamă, am plecat la mare după câteva zile, era chiar dimineața după un party din ăla la mare, așa, nedormită, primesc un mesaj de la un domn turc că abia vorbea românește și mi-a spus, bună ziua, ați fost selectată pentru în 24 de oră, trebuie să veniți ca să intrați în emisiune. Zic, unde în emisiune? Păi, în Turcia. Păi, zic, și eu să vin, să zic, nu am, și mi-am dat seama că nu aveam pașaport. Sun înapoi, zic, nu, vă rog frumos să anulați toată nebunia asta, că nu am nici măcar pașaport. Unde sunteți? Păi sunt în Constanța.
Păi eu am sunat la redacție la Canal D și pot să zic, da? Da, bineînțeles. Am sunat acolo și vă dă repede o foaie, o hârtie, o completați și mergeți repede cu ea la pașapoarte și să vă dea un pașaport temporar și veniți. Deci vreau să zic că am plecat cu prosopul, eram făcuse în baie și am cu prosopul în cap, în păr și pe drum pe autostradă m-a prins o furtună, ploua torențială. Am ajuns la Canal D, la Canal D, prietena mea, care erau două prietene, foarte stresate și ele pentru mine, vorbeau la telefon și au pus telefonul deasupra pe mașină și eu am venit repede cu hârtie, am urcat în mașină și am plecat. Vreau să zic că le-am lăsat telefoanele pe acolo și au pierdut telefon tot. M-am dus la București, la pașapoarte, toată lumea la coadă, eu cu hârtie. Că eu merg, trebuia să intru foarte repede, pentru că mai aveam dimineața, trebuia să și plec. A fost o nebunie totală, n-aveam haine la mine, trebuia să merg, nu mâncasem, eram foarte agitată, dar am avut un zbor extrem de frumos. Am zis, bă, dacă tot am făcut, hai să vedem ce se întâmplă. Și am ajuns acolo, eu prima dată am crezut că o să intru, nu am dormit două nopți aproape, deci am fost, care eu dorm foarte mult și atunci chiar s-a văzut că nu eram dormită deloc. Am luat și somnifere să dorm și n-am reușit să dorm. Am ajuns în canal, acolo la canalul din Turcia și mi s-a spus să mă pregătesc, dar cumva să nu mă vadă băieții și nici fetele. Cumva că era... Și mă gândeam, zic, eu cred că sunt surpriză pentru ăștia de aici, zic, nici de cum... Eu nimic nu știam, nici de concurent, nici de nimic. Deci eu nu știu ce a fost în capul meu, pur și simplu, zic că am fost luată de vânt, așa chiar și pot să spun. Și mi-a pus o umbrelă cumva, să nu mi se vadă fața. M-au văzut ăia picioarele, au început, concurentă nouă, cine vine, nu știu ce. Eu zic, mamă, cine m-a văzut, dar unde intru, ce fac? Și am intrat la băieți acolo, frumos, toți uitau cu gura căscată și nu știe cine a intrat. Da, deci așa cred că reacționau ei la fiecare concurentă. Prospături. Da, și m-am așezat acolo, era foarte cald, țin minte, când am intrat și mi s-a pus prima întrebare. Pentru cine a intrat? Bum! Nu știam nici măcar cum îi cheamă, nu știam nimic, nu știam. Și îți dai seama că am început eu așa să... Mă scot cumva, că am venit să fie o experiență pentru mine, ca așa. Da, fetele au fost puțin cam răutăcioase, mi-au pus ketchup pe clanța de la ușă. Da, a fost așa, dar după m-am integrat un pic în acest concurs, dar să zic că a fost bine o zi, două. După a fost numai circ și nebunie, încercam să stau pe poziție, să nu fac și eu, că îți dai seama că fiecare om, când îi se termină bateriile și așa, explodezi și nu-mi doream să explodez pentru că, deja am o vârstă trecută de 30 de ani și nu voiam să fiu acasă arătată cu degetul, că uite-o pe asta că se bate pentru ăla și, era vorba de imaginea mea. Și vreau să zic că am fost pusă la zid și chestia era că eu tăceam foarte tare, mă uitam la tot ce se întâmplă la fete și aveam un oarecare zâmbet, dar un zâmbet mai flegmatic, așa, știi? Și chestia asta i-a deranjat pe tot, știi? Că și am început, asta e nebun, asta e dusă cu capul, asta nu știu ce, că mă disper, deci le scoteam din sărite, îți dai seama că tu mă faci pe mine cu om și cu oțet și o mă uitam la tine și făceam... Adică... Și după așa lejere mai spuneam, zic, atate, agizic, ești, nu mai știu, deci știu că i-am spus unei fete din Cluj, zic că ești sub nivelul Bosforului, dar nu știu de ce am spus o chestie asta, zic că Bosforul în Turcia, zic, chiar nu pot, zic, să mă duc atât de jos de pot înțelege și de acolo a explodat toată nebunia, am avut, și certuri și nu înțelegeam ce s-a întâmplat cu mine, de ce m-am dus eu acolo, tot voiam eu să înțeleg, așa. Chestia e că primeam foarte multe mesaje în care mi s-a spus că uite, Larisa, te apreciem, ești cam singura concurentă care a pășit într-o astfel de emisiune
și ești extrem de pozitivă pentru copilul nostru, pentru că zice, copilul meu, chiar dacă o să se uite cineva la chestia asta și chiar mi-aș dori ca cine mi-a scris să vadă, mi-a zis că copilul meu s-a jucat afară și s-au certat. Chiar ce a fost oarecare o bătaie. Da. Și a venit în casă plângând și eu l-am întrebat, dar tu ce ai făcut? Și el zice că m-am retras, pentru că și Larisa s-a retras. Oh. Și am primit foarte multe mesaje de genul acesta și mi-a zis, uite, am iarăși doi copilași frați și se ceartă. Și unul dintre ei a zice, deci eu iubesc pe Larisa că s-a certat cu Ligi, cu nu știu cine, cu cine am fost noi pe acolo și ea nu a ripostat, ea a plecat și cred că este mai bine așa decât să... Da. Da, cât seama, aveam și eu acolo vorbă, la mine mai știu ce vorbeam eu acolo de atunci, da? Și m-a încurajat foarte tare și atunci, băi, am zis, băi, ăsta este rolul meu aici la emisiune, dar la un moment dat am cedat, deci nu mai puteam, nu dormeam, era, nu știu dacă o știți, dacă cine s-a uitat la Puterea Dragostei în sezonul 2 atunci, pe Mariana, care era nebunie, făcea, era zăpăcită rău de tot și eu cu ea în cameră am stat și vedeam foarte multe lucruri pe care nu puteam să le spun la televizor cumva ca să o acopăr și pe ea, să acopăr concurența, adică cumva nu venea să arunc un noroi în oameni, știi? Și uite, chiar o să zic chestia asta, deci asta chiar este prim, nu am mai spus nimănui acest lucru. Mi-a spus, a venit, mi-a luat o vacanță de o săptămână să vin acasă. Iar în vacanța aceea m-am dus la Prislop, la mănăstirea Prislop și am luat pentru fiecare concurent câte o brățărică. Iar pentru fata asta cu care stăteam eu în cameră am luat o iconiță cu Părintele Arsenie. Am plecat înapoi, trebuie să filmăm, am filmat câteva zile. Am dat în emisiune brățările și așa mai departe și la gală, s-a făcut gală, la gală mie mi-a fost foarte rău, mă simțeam extrem de slăbită și fata căruia i-am dat icoana era foarte supărată pe mine, nu știu, strategii sau ce era și mi-a adus iconița aia și mi-a aruncat-o pe jos. Și în momentul ăla am zis, băi, uite-te cât sunt eu de nenorocită, că eu sunt foarte credincioasă, așa, adică respect foarte mult lucrurile și îmi place foarte mult să merg la Prislop sau, na, îi văd, percep și văd lucrurile un pic mai altfel. Și cumva m-am simțit vinovată că din cauza mea, cumva am greșit, nu știu, parcă mă simțeam eu vinovată față de Dumnezeu, așa, că uite în ce postură am putut să aduc și credința, nu numai pe mine, știi, da. În situația asta în care să pun, să fie pusă o iconiță, să fie călcată, aruncată pe acolo. Și m-am cerut afară, am ieșit afară pe hol și asistenta Andreei Mantea a venit la mine și mă ținea de mână, na, că ce să-ți dau, cu ce să te ajut. Și m-am întrebat că de ce țin eu atât de mult la acea icoană, că ce are? Și de seama că ei nu știau și m-am întrebat, este rudă cu tine sau face parte din familia ta? Și am încercat să-i explic în engleză, cum explicam eu acolo, că este un sfânt foarte puternic, un har care... Na, din România, care ajută foarte mult, mai ales dacă te rogi cu credință la el, te ajută. Iar în momentul acela eu stăteam întins așa și asta, ea s-a plecat spre mine și a fost un moment foarte special în care mi-a zis, uite, eu sunt bolnavă de leucemie și eu cred în Dumnezeu, ce Allah, Dumnezeu, indiferent cine e și cum e, este un singur Dumnezeu. Și zic, da, așa este. Dacă tu crezi că omul ăsta este mai aproape de Dumnezeu, tu crezi că m-ar putea ajuta și pe mine? Iar în momentul ăla mi s-a zbârlit pielea așa pe mine și am zis că da. Și am luat iconița, i-am dat-o ei și în momentul ăla mi-am dat seama că de fapt acea icoană trebuia să ajungă la ea. Și în momentul acela am realizat că ăsta a fost scopul meu, știi? Să ajungă în acea emisiune,
m-am ridicat, vreau să zic că n-am mai simțit niciun fel de rău. Deci eram cu rochea șifonată. Dacă vă uitați la gala în care eu am ieșit, vreau să zic că zici că eram scăpată de undeva, aveam niște cercei mari și îmi plisese în părul în toate direcțiile, deci groaznic a fost. Dar a fost ceva, mi s-a împlinit ceva și m-am ciurt acasă. Și mi-a spus atât, nu, cum să pleci acasă, fără nimic, așa. Zic, nu, eu de mâine nu mai am ce să cauzi, că mi-am îndeplinit misiunea, adică chiar nu mai. Și vreau să zic că după câteva luni, să zic, am vorbit cu asistenta ei de acolo și mi-a zis că este foarte bine că dorește să ajungă în România, că vrea să vină și la mormântul Sfântului Arsenie și s-a căsătorit și este extrem, extrem de bine și toată lumea când mă întreabă de puterea dragostei, mie mi se duce mintea direct acolo, la cea faptă și nu la concursul în sine. Băi, wow. Ce frumos! Da, deci este ceva care... Să n-am spus nimănui, doar din cauza că lumea judecă și nu știam dacă am voie să dezvălui un pic din spatele camerelor și problemele lor de sănătate, dar am simțit să fac chestia asta că este un exemplu și cred că toate așa la timpul lor... Da, am fost și invitate și la Wowbiz să vorbesc despre multe lucruri. Trebuia să mă duc și la Teo Show ca să vorbesc despre acest lucru, nu s-au legat lucrurile și nu am putut să spun lucrul ăsta nimănui. Băi, ne bucurăm tare mult că ni l-ai spus chiar, acum, da, în premieră la CTFM. Înseamnă că am reușit să creăm o atmosferă prietenoasă. Da, dar asta a fost, cred că a fost așa, deci ți-am spus, pe drum veneam, zic, băi, oare să le spun sau să nu spun și uite că am scăsut ce simt. Da, mulțumim mult! Uite, da. chiar ne bucurăm că am aflat lucrul ăsta despre tine. Spune-ne și niște detalii mai picante, nu știu, cum erau concurenții sau cum erau fetele, ceva așa mai picant din televiziune. Să fiu rea un pic. Da, păi fii rea, Dumnezeu, dacă n-ai putut acolo, o fii acum. Da, mai spun să zic, cred că la acest concurs... ei cheamă oamenii cu personalități puternice, dar oamenii slabi pe altă parte, adică femei care fac compromisuri sau altă clasă, nu știu cum să zic. Acum și eu am făcut parte de clasa aia, dar mi se pare că e o clasă foarte jos, pentru că... lor le place circul, lor le place nebunia asta și, din păcate, cam asta se vinde, știi? Și atunci ei caută, îți dai seama că cu mine nu făceau mare rating și mare... adică nu eram un concurent ca să aibă multe subiecte, cu toate că au încercat să intre pe dedesubt, dar eu am fost super discretă, nu știau ei despre multe lucruri. S-au legat de tot felul de foști iubiți de-ai mei sau de cine, dar nu prea știau absolut nimic și nici nu spuneam și na, deci acolo au fost știu că m-am certat cu Ligia care e din Cluj din cauza că ea era și este un genul ăla de fată care na, e cu tunată, botoxată, siliconată, știi genul ăla de fată așa. Și era foarte ciudoasă, să zic așa, pe mine, că tot timpul ziceam, zic, eu nu am nicio intervenție, na, că mă dea mama natura, asta e. Și țin minte că de acolo a ieșit o chestie și mi-am dat seama că, uite, sunt foarte multe femei care investesc în ele, atât silicoane, față, tot ce înseamnă, și nu sunt mulțumite. Și eu merg iară pe partea asta mea terapeutică, spirituală și toate așa, pentru că fericirea nu este să-ți bagi silicon și alte, ci fericirea e în tine. Dacă tu nu o găsești, nu te mulțumești de tine și te iubești pe tine exact așa cum ești, poți să te faci, să te transformi, pentru că nu ai unde să o găsești. Da. Și eu vedeam lucrurile altfel, vreau să-i explic și am început, du-te, tu știi câți bani am băgat eu în mine, că am luat așa, că mi-au cuțuțele, mi-au costat atât, alea m-au costat atât. Și eu tot, că ce vii tu să-mi spui tu mie, știi? Și atunci am spus, dacă tot ai făcut această investiție, trebuie să fii super happy, să te doară undeva de ce zic eu, știi? Da.
Na. Și sunt foarte multe femei care decurg la asemenea intervenții și chiar am zis că încep să fac și mai multe story-uri, să vorbesc despre fericirea vieții și despre bucuria vieții pe care noi nu o prea cunoaștem, din păcate. Da, din păcate. Și ne focusăm foarte mult pe lucrurile materiale și uităm de spiritualitatea asta care da. Într-adevăr contează. Da, și uite acum să revenim iar, eu am stat 10 ani în București, că spuneai, eu acum 3 ani am fost la Puterea Dragostei, dar de 10 ani am stat în București. Am cochetat cu foarte multe lume, doar din televiziune, artiști, sunt prietenă foarte bună, chiar eram prietena cea mai bună a Celiei, cântăreață. Acum suntem prietene, s-a căsătorit și cu copila și așa și am... Na, e altfel când eu sunt liberă, ea e cu familie, vorbim, dar nu mai așa de des. Înainte eram, mergeam cu ea peste tot, la turnee, în vacanțe, peste tot, eram împreună non-stop. Și datorită ei, cum am intrat în lumea asta a muzicii și a fiind artist, ieșeam cam cu majoritatea, care noi vedem la televizor sau... Fiind în București, acolo lumea este diferită. Când mă duc la un magazin, la supermarket și lângă mine plătim morcovii cu... Bendeac. Cu bendeac, exact. Chiar eram cu bendeac, da, că sunt ăsta. Și acum cu... când am plecat duminică, am intrat până la Omega, ai mai să-mi cumpăr un suc și eram cu... În spatele meu era Fodor, ăsta, cum îl cheamă... Na, deci eram la două blocuri, el stă distanță unde stau eu, adică sau mă duc, am mâncat la două mese distanță, era Măruță cu Andra. Adică mi se mai pare ceva așa, pentru că lumea trăiește acolo, te învârți într-o lume așa și... Na, m-am obișnuit acum. Acum toată lumea vede că am venit acasă de când a început pandemia. Și m-a întrebat cum de-ai renunțat la București și la lumea de acolo, că eram numai pe la evenimente mondene, deci numai cu toate personalitățile. Eu de când am plecat de la Puterea Dragostei, m-am, nu știu cum să zic, am fugit un pic de tot. Mm-hmm. Pentru că nu știam dacă am greșit sau nu am greșit mergând acolo și nu... M-a și ajutat pe o parte, dar pe o parte m-a și dus un pic în jos, să știi, pentru că lumea judecă într-un fel sau altul și atunci când eu am niște principii sau sunt grupuri și grupuri, știi? Adică, na. Dar să revenim la întrebarea că probabil toată lumea întreabă de ce ai venit. Nu mai îmi place falsitatea. Și mi-am găsit bucuria în lucruri foarte mici. Și în București trebuie să fii extrem de fals, foarte fals, trebuie să faci multe compromisuri și nu mai simțeam să fac. Adică, nu știu, știi cum e când vine cineva la tine și știu că are nevoie de mine, adică cumva chiar dacă nu sunt o persoană importantă, să zic, dar de exemplu dacă vin la tine la emisiune, noi suntem foarte naturali aici, da? Adică vorbim direct. Da. Acolo vine și spune, da, de ce se fac, cum să nu, bla, 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 tra, la, te bag așa, nu știu, cu cuțitul prin asta și eu nu mai supor chestia asta, știi? Da, și atunci, da, bă, mai da. De ce nu vin eu acasă la mine, stau liniștită, că și aici sunt oameni super ok, deștepți, care pot să facă, doar că, orică sunt la radio aici, orică sunt la radio în București, pentru mine este la fel. Păi ce mă bucur. Domniță. Domniță. Haideți să vorbim puțin, hai să rămânem tot la subiectul Puterea Dragostei și aș vrea să ne povestești dacă ai avut certuri cu cineva de pe acolo. Da, după cum v-am mai spus, am avut câteva certuri, mici certuri cu Ligi, cu Bia, dar cea mai mare ceartă, să zic, a fost când am ieșit din Casa Puterea Dragostei cu una din concurente cu care chiar m-am înțeles foarte bine, anume cu Ela, care nici acum nu am așa, să zic, încercat să vorbesc și să ne clarificăm problemele, dar lucrurile au fost spuse. Au fost, este și în presă foarte multe articole despre acest lucru și iar am fost oarecum judecată și chiar m-am judecat eu un pic.
cumva s-a aprins focul și eu m-am retras. Știi? Și eu, toată lumea și-a spus punctul de vedere în emisiune pentru că a avut acest prilej să meargă în emisiune. Eu cum eram plecată și nu mai făceam parte din concurs, adevărul meu, care îl știam și așa, nu cred că l-am spus nici măcar pe story. Este vorba despre o ceartă între mine și Celia și a fost cu Culiță Ster, care este faimosul cântăreț de manele de muzică, așa. Acum nu știu dacă să intru în detalii despre acest lucru. Da, acum că mai tot... Eu aprind aici focul, pun pe foc. Aprins focul, da. Rău de tot. Îmi cer scuze, da? Nouă ne plac și bârfe. Toată povestea aceasta, pentru că au fost niște mici discuții și între mine și Carmen de la Sălcioa și între mine și mai multe persoane, să zic, totul a început de când Culiță cu sora lui a venit la mine la București, eu cunoscând-o pe sora lui. Era problema că eu înainte de asta am cunoscut-o pe Carmen. Și nu se mai prea băteau acolo, pentru că Carmen mi-a spus varianta ei, de ce s-au despărțit și de ce s-a certat de Culiță, iar după ceva timp, după luni bune de zile, eu am început să vorbesc cu Ileana și am auzit și varianta lui Culiță și s-a nimerit ca ei să vină să fie în București. S-au cazat, adică vreau să se cazeze chiar în hotelul la care eu stăteam, pentru că jumate era hotel, jumate era rezidență. Și le-am zis, păi, dacă eu sunt singură, puteți să veniți aici. Și chiar în acea seară ne-am simțit super ok, știu că ne-am comandat o pizza, am povestit și zic, mă, dar ce oameni faini sunt. Na, de la Hatzec, de aici, m-am simțit ca și cum ar fi venit cineva din familie și foarte modești. Și atunci eu am găsit altfel, altă față a lor și am zis, bă, acum fiecare, știi cum e, toată lumea are, adevărul aparține, e la mijloc, să zic, așa. Așa, chestia a fost că eu fiind singură, el fiind singur, s-au făcut niște lucruri, adică el nu a avut permis. Eu am fost odată la Deva, mi-a zis, bă, mergi la București, merg, hai cu mine să conduci tu. Și de aici s-a dedus foarte multe lucruri, dar eu trebuia să le explic tuturor niște lucruri, după aceea de ce trebuie să dau cu explicații că eu sunt singură, omul acesta este singur în momentul de față. Ce s-a întâmplat mai exact este că Ela era în concurs, a venit la București, în acel timp era și Culiță la București. Ela mi-a zis, băi, uite, eu vreau să vin cu Culiță la tine și să rămân la tine, să dorm la tine. Și în momentul acela am zis, da, e de acord, poți să vii, niciun fel de problemă, însă dacă te duci la emisiune, te rog frumos, nu spune în emisiune că băiatul ăsta a dormit la mine în casă cu tine și așa, ce vorbim, că glumim, ce așa, pentru că se deduce altceva și dacă... De ce al chema? Adică a fost ceva acolo care iară nu am vrut eu să intru, deci pur și simplu am fost băgată la mijloc, știi, ca musca în lapte în toată ecuația asta. Ea ce a făcut? A zis, nu, cum să zic eu că am venit cu Culiță la tine acasă, s-a dus în emisiune și oamenii de acolo, concurenții au început să dea în ea oarecum, cumva că cum te-ai dus tu cu Culiță la Larisa acasă, că ți-e place deja dor și ce faci tu aici, joci la două capete? Ia să se scoată frumos în toată chestia asta, a spus, păi nu, că de fapt Larisa e îndrăgostită de Culiță și e mers, știu și așa mai departe. Și atunci am fost foarte nervoasă și am intrat live în emisiune și am spus, mă fată, cum poți tu să spui lucrul ăsta când tu vii și faci unele lucruri de față cu mine, de față cu băiatul ăsta și după aia spui, zic, tocmai asta ți-am și spus, nu spune, pentru că te pui tu într-o ipostază proastă. Dar în toată chestia asta eu am ieșit cea șifonată, am primit foarte multe mesaje urâte, amenințări, adică n-ai seama. Da, și cam asta s-a întâmplat și Culiță și-a cerut scuze pe altă parte, pentru că și ăla a intrat și a zis, eu nu mă bag, eu nu știu, știi? Îți dai seama ce să zică și el, că era împăcat atunci cu Carmen din nou, adică așa.
asta, alaltă îmi cer și o scuze, dar uite că... Deci a fost o mare strategie acolo și o mare nebunie și așa sunt televiziunile și dacă nu este rating și dacă nu este ceartă și dacă nu este ceva acolo ca să poată să prindă, nu există emisiunea. Știi că dacă este toată lumea chill, toată lumea cu bun simț, toată lumea să fie educată, nu se face nimic. Să revenim puțin la ceea ce discutam înainte. Ziceai că la București, la capitală, unde e civilizație, domnule, e foarte multă falsitate. Oamenii sunt falși și vor să pozeze tot timpul un oameni bun și așa mai departe. De asta, tu, de când a început pandemia, ai început să te retragi către țară, să revii înspre spiritualitatea ta. Chiar acum ziceam că ai o personalitate foarte complexă, fiind și spirituală, având și puțină nebunie și puțin din de toate. Acum, vreau să ne povestești, Larisa, despre cum ai reușit sau cum reușești să-ți creezi propria ta emisiune, care este parcursul, unde vrei să ajungi. Emisiunea aceasta a venit... Știi cum e când ceri universului, știi, cere și ți se va da, adică dai o comandă și aștepți cu încredere ca lucrurile să se așeze. Cam asta am făcut și eu, m-am trezit acasă după ce eram doar în evenimente mondene, emisiuni și pe unde cochetam eu prin București, m-am trezit acasă la țară, între păduri, munți, dealuri și nimic, adică ce făcea parte... din viața mea înainte. Uh-huh. Și problema era că nu mă regăseam să mă întorc înapoi la București, nu mai făcea plăcere, nu mai mă ducea bucurie și atunci am zis, hai să îmbin cumva toate aceste lucruri pentru că mă simt binecuvântată că am țara asta așa și chiar și dacă stau la țară, să știi, și am posibilitatea să merg, să călătoresc și uite chiar m-am impus să merg prin munți și să văd altfel lucrurile, dar să merg și să nu renunț la televiziune, chiar dacă este o televiziune locală, am încercat să fac o emisiune, cum am și spus, să aduc oameni de calitate, au fost doar persoane publice la mine în emisiune, oameni care și-au spus lucrurile dincolo de aparențe, că așa se și numește viața dincolo de aparențe. Am descoperit, a fost chiar Mihai Leu care și-a spus viața lui de cum a ajuns boxeor. Am făcut o ediție specială cu doamna Veta Biriș, care o știm cu toții că este o interpretă, este maestra muzicii populare și de folclor și... O îndrăgesc foarte mult, adică când îi pronunț numele, pur și simplu spun România. Da, știi? Este o valoare națională, așa. A venit și Florentina Opriș de la Canal D, au fost și Celia la mine în emisiune, Mariana Angel, mulți care au fost și mi-au trecut pragul. Am făcut și cu persoane care au o afacere, exemplu, cea care deține salon de înfrumusețare la Deva, am dat prilejul tuturor să vină și să spună cum e să-ți faci o afacere, ce înseamnă o afacere, cum e să începi de la zero, adică lucruri pe care noi suntem obișnuiți să vedem ambalajul acesta superb, știi? Dar cana aceasta a fost făcută cu un efort, știi? Și iar efortul ăla să-l putem spune și să fie ca un exemplu pozitiv pentru cei care... Adică, uite, dacă el a putut, pot și eu. Cam asta este. Da, și acum sunt la nivelul acela de a rămâne, a construi ceva cu emisiunea aceasta. Doresc să vină din ce în ce mai multe persoane cu care să intru așa pe sub pielea lor și să vorbesc despre lucrurile dincolo de aparență care noi nu le spunem. Și uite asta, spuneam că nu ne regăsim pe noi, nu știm exact care ne este adevărata fericire și... Avem impresia că dacă ne pozăm într-un fel anume, atunci suntem fericiți sau dacă suntem îmbrăcați bine sau dacă mergem într-un loc și noi nu pozăm, de exemplu, de când suntem acasă cu părul așa sau bine, asta ținem și de imagine, dar este chestia că sau dacă mănânc acum că mi-e poftă de salam cu pâine, dau un exemplu că nu mănânc carne, nu posez asta, zic că da, să nu zic ăla că sunt săracă, știi? Da. Dacă mă duc undeva la restaurant și îmi iau un somon cu ceva, ăla îl posez, știi?
Na, de ce facem chestia asta? Hai mă să fim naturali, hai să fim noi, pentru că și eu plâng, și tu plângi, și tu treci prin despărțiri, și tu plângi după iubiți, și știi, adică hai să fim noi. Și tu probabil că ai probleme când nu ai niciun ban în buzunar, și ai probleme când dai, și deci fiecare om trece, și viața asta este sus-jos, sus-jos, și trebuie să o acceptăm și să o trăim exact așa cum este ea. Și să ne bucurăm. Și uite, eu am observat că bucuria și vin din lucruri extrem de simple. Din, nu știu, chiar asta spuneam că este și o terapie. Mai de mult chiar îmi spunea cea cu care am făcut eu terapie, mi-a spus, băi, să fii fericită când efectiv nu ai, să zic, ceva în jurul tău atât de wow. Și pur și simplu te uiți așa la ce și spui, Doamne, îți mulțumesc, dar o bucurie din aia din suflet, să zici, știi, mulțumesc pentru ce? Pentru mine, că sunt, știi? Da. Deci atunci trăiești. Și să știi că am început de foarte multe ori să văd chestia asta, dar, uite, spre surprinderea mea, bucuria asta nu simt, să zic, într-un club de fițe. Sau dacă mă duc și plătesc nu știu câte milioane pe o masă undeva. O simt când sunt desculță pe iarbă și mă uit în jur și văd natura, știi? Și astea sunt reală niște lucruri care oamenii văd lucrurile diferit. Știi? Da, dar uite, poate tu vezi lucrul ăsta pentru că tu ai fost și am trecută. Am fost și am trecut, da. Poate exact. Că cineva care stă doar la țară sau da. Nu are posibilitatea, își dorește să, da. Să facă chestia poate, asta. Poate, uite, și asta ar fi interesant să povestim în emisiunile noastre, cât de important este să ne reconectăm cu natura, cu simplitatea, cu viața noastră, să fim fericiți pentru momentul ăsta pe care îl avem acum. Da. Fără a mai tind despre altceva, nu știu, club de fițe, masă în oraș și așa mai departe. Da, este foarte important să fim prezenți, să zic, în viața noastră. Pentru că nu suntem prezenți și fugim să căutăm fericirea. De fapt, fericirea la noi, doar că noi nu o descoperim. Știi cum era și cu ochelarii, era o poză cu ochelarii bunici, știi? Și își căuta ochelarii peste tot, de fapt, ochelarii erau la ea, știi? Doar da. Că nu-i vedea, că erau... Da, da, da. Cam asta este și cu... Și cu fericirea, da, uite, m-am deschis așa să zic și ți-am spus micile secrete pe care... Și cred că mi-ai făcut un bine, că m-am putut așa să mă descarc. Chiar am vrut să fac eu să fac vloguri, pentru că acum e la modă cu vlogurile și cu toate astea. Însă parcă nu aveam răbdare și parcă nu pot să stau să vorbesc singură. Am impresia că vorbesc singură de nebun, așa, știi? Acum că te știu pe tine aici lângă sau că mă ascultă cineva, pare... Pare că vorbesc, știi, suntem la un ceai aici și așa și... Da, păi oricum, ți-am zis, ești o persoană tare interesantă, având personalitatea ta și mi se pare că ești o persoană care are foarte multe de oferit spre alți oameni și poate chiar ar trebui să te apuci să faci niște vloguri educative. Da, da, chiar, o să mă gândesc la chestia asta, dar cum s-ai spus și tu... De multe ori chiar și sora mea sau cei dragi care mă cunosc mi-a spus, bă, noi te știm cum suntem. Te imaginează-ți lumea care nu. Deci mai ales că eu astăzi mă duc, de exemplu, acum mă duc la biserică, da? Și stau și astăzi la toată slujba și îmi place, nu merg oriunde simt eu. Și după mă vezi că, nu știu, postez cine știe ce nebunie de-a mea, de undeva, chiar de prin club sau de unde, știi? Și sunt lucrurile care sunt total diferite de... Da. Știi? Dar asta sunt eu, tot... Noi așa suntem, adică noi le facem pe toate, adică suntem și acolo, de ce să nu ne acceptăm, știi? Și asta e ideea, că noi fugim de unele chestii, știi? Și atunci nu te mai regăsești pe tine. De ce trebuie să te vadă lumea doar așa? Ei sunt... Ne vadă exact cum suntem, știi? Da. Deci pentru tine toată perioada asta a fost o perioadă de relaxare în care ai stat cu tine singură și bănuiesc că ți-ai făcut și câteva planuri de viitor. Ți-ai pus așa, ți-ai setat niște obiective. Și cu planurile acestea de viitor, eu nu fac planuri. Ok. Chiar nu pot să-mi fac planuri. Sunt atâta de... Deci... Și cu tine, când ți-am zis că vin aici, zic, dacă eu mă trezesc și simt să nu merg, nu merg. Și mi-e foarte aiurea un pic, că, na, par neserioasă, știi? Da, e total de înțeles. Adică, toți. Sau cele mai, nu știu, distracții, să zic, sau chiar plimbări, pornesc așa, mă trezesc nația, deci astăzi am chef să mă duc acolo și mă duc. Și atunci, cele mai, dacă e să zic, bă, uite, joi, la ora acutare, mă duc acolo, parcum se mai leagă, nu știu, și sunt imprevizibilă. Sunt un pic nebună. De acord. Sunt eu.
Dar e bine, mă, e bine să avem un pic de nebunie. Și ți-am spus, repet, a treia oară, cred că, pe episodul ăsta, da. Ai o personalitate foarte complexă și e bine da, să de bine, așa. Mulțumesc. E de, da, 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 total de bine. Da, dacă mai ai ceva întrebări, da, acum uite. M-ai prins aici. În, da, păi acum că în, ne-am... Toacă-mă, uite, de la... Da, uite, acum că ne-am destins un pic, aș vrea să te întreb dacă ai reușit să... Mai ales pentru mama soacra ei. Da, mama soacra care este mare fan. Mare fan. Puterea dragostei. Da. Da, Larisa, vreau să te întreb acum așa, poate ceva mai indiscret, sper să nu te supere pe mine, dar aș vrea să știu, probabil și ceilalți ar vrea să știe. Ai reușit să-ți găsești un iubit la puterea dragostei sau să te cuplezi cu cineva? Nu, 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 nici 1% nu m-am gândit la chestia asta. Și da, poate acum o să fiu judecată, ce te-ai căutat acolo, ce te-ai dus acolo, la, 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 clar, eu nu m-am dus pentru asta acolo, niciodată nu m-am dus și niciodată să nu zici niciodată. Dar nu aș putea eu la personalitatea mea și cum sunt eu așa, nu... Nu știu să zic, erau total, dar, hai să zic că eu eram total pe lângă, știi? Da. Nu zic că dar dacă ai relua această experiență, ce ai face diferit? Aoleo, nici nu știu dacă aș mai lua-o, sinceră să fiu. Ai relua-o, ipotetic. Așa, cred că... cred că greșesc și eu undeva, pentru că de multe ori mi-am pus această întrebare, adică eu intru într-un joc și după ies, adică cumva sunt lași într-o oarecare măsură, pentru că acum dacă aș mai intra, aș merge pe strategia de a câștiga și cu siguranță câștiga în concursul, dacă eu mi impuneam să câștig, pentru că puteam să-mi fac relație, puteam să joc atât de bine în care eram extrem de îndrăgostită și puteam să iau premiu în fiecare săptămână și aici revenim la strategii și la ceea ce îți dorești, ceea ce asta înseamnă să fii în televiziune. Ceea ce eu nu am putut, adică pentru mine era un efort extrem de mare să fac acest lucru, trebuia să calc pe cadavre, adică trebuia să calc pe mine până la urmă, mm-hmm. Știi? Și nu, n-am putut să fac chestia. Mai bine, sunt foarte leneșă, să zic, foarte comodă și atunci mai bine mă retrag, știi, decât să lupt. Că era o luptă de câteva mii de euro, să zic așa. Da, da, da. Da. De acord. Da, Ibi, întreabă. Uite, tu nu ți-ai găsit dragostea, dar da. Poate cineva să-și găsească dragostea acolo? Da, dar au plecat din emisiune... sau nu știu dacă s-au căsătorit, e vorba de au copil, Simina și cu Alex, care cu siguranță știe toată lumea, au copil, au relație, Mari cu Robert, care au relație de atâta timp și au relații frumoase, să știi. Adică da, au plecat de acolo. Acum că tu m-ai întrebat înainte de cine, de Bibi, de Bibișor și de așa, să nu vorbim, nu? Deci nu, pentru ei de la început au fost, din punctul meu de vedere, un cuplu fake. Cu toate că probabil s-au iubit ei sau probabil că ea l-a iubit, sau, dar acolo a fost multă strategie și ei amândoi au știut, știi, adică au aruncat săgeata, eu acolo trebuie să ajung și acolo au ajuns. Și bravo lor, pentru că... Dar dacă eu voiam să fac chestia asta, nu mai exista Bibișor. De acord, ia uite-mă ce înseamnă încrederea în tine. Da. Păi da, asta dar chestia că n-am... Deci eu, deci la... Eu încă o chestie cu personalitatea asta, știi? Deci eu știu că ce puteam să fac, dar în același timp am dat de înțeles că sunt cea mai slabă de acolo, știi? Adică cumva... Nu eram în stare nici măcar să intru într-o ceartă, adică nu aveam putere. Nu era pentru mine, știi, chestia asta. Mm-hmm. Și cumva am dat de înțeles că sunt o persoană slabă, adică cumva nu îmi spun punctul de vedere, dar era pentru mine prea obositor, știi, toată chestia asta.
Ți s-a întâmplat să mergi pe stradă, nu știu, să te recunoască lumea sau să-ți ceară băieții numărul de telefon? Da, da, asta chiar când am ieșit din emisiune și atunci mi-a plăcut așa un pic, știi? Că, na, cum să nu-ți placă? Selfie-stime. Chiar eram pe la mare și eram în satul de vacanță, mergeam și se uita toată lumea în stânga, în dreapta, uite-o pe Larisa, uite-o pe Larisa să-ți facă poze. Eu eram atât de obosit, nervoasă, stresată, venită, adică nu m-am, asta regret, că nu m-am bucurat un pic de experiența asta, știi? Adică am luat-o, eram prea epuizată, să zic, știi, mult prea epuizată încât să realizez. Dar să știi că da, și după multă lume, chiar mi s-a întâmplat, așa, eram chiar la o mănăstire eram și era niște doamne afară și eram înăuntru, că eram cu pandemia și eram înăuntru și ceream, dați-mi aia. Și mi-a zis o doamnă că și-a dat seama că sunt eu după voce, știi? Și asta zic, doamne, zic, dă seama, după un an și ceva de zile o doamnă să mă recunoască, dar că mi-a auzit vocea, știi? Da, n-a fost multă lume care s-a uitat, știi? Dar eu încurajez oamenii care merg într-o televiziune să fie un exemplu pozitiv, pentru că se uită foarte mulți copii și noi trebuie să fim, adică, na. Nu, circ, nu, pe asta, da, că da, să fie oricum un exemplu. Suntem noi un circ pe viața de zi cu zi, știi? Adică că la toată lumea în casă este o ceartă, sunt probleme sau așa și aibă măcar să ne uităm la o emisiune să ne relaxăm, știi? Nu să îl aș dă în cap, dar îi dau și eu, că la televizor îi dă în cap la aia, păi, știi? Da. Vorba vine. Da. Ai recomanda cuiva să intre într-o emisiune de genul ăsta? Ca experiență. Da, i-aș recomanda, dar aș recomanda, nu știu, dacă să intre și să-și atingă un țel, adică să profite de imagine, de exemplu, dacă nu o interesează de nimic, să zic așa, știi, să meargă să... Pentru că te ajută foarte mult urmăritorii pe site-urile de socializare, te cunoaște lumea, poți să mai porți deschise într-un fel sau altul, dar dacă, repet, mergi pe altă parte care vrei să fii mult mai serioasă și să mergi pe altă cărare, nu te ajută. Ți-am zis, pe mine, de exemplu, dacă mă întâlneam cu avocați, cu doctor, cu terapeuți, cu nu știu ce, zic, s-a venit la puterea dragostei, aoleu, fată, nu mai zi asta. Știi? Da, da, probabil că e și o preconcepție greșită, da, poate. Foarte greșită. Păi îți dai seama că na, nu vezi acolo ceva. Ți-ai văzut că ți-am arătat câteva. Da. Da. Uite, așa ca de final, ce ai sfătui pe cineva, să spunem, care termină facultatea, să facă în continuare? Nu știu, un sfat pe care tu l-ai da cuiva. Aoleu, iară mă dai, cum spui chestia asta. Ți-am spus că sunt un om imprevizibil. Okay. Eu cred că viața asta este o continuă lecție. Și de ce spun asta? Este pentru că cred că ceea ce am fost ieri nu mai sunt astăzi. Adică fiecare zi este un nou început, o nouă tu. Așa văd eu viața, înțelegi? Adică dacă eu astăzi am venit aici și spun lucrurile astea și asta mă, asta îmi face mie plăcere să fac, poate mâine sau acum vorbim așa, mâine, da, cu da, timpul da. Probabil, lucrurile ți se schimbă. Că de asta nu vreau nici să judec, foarte multe lume spune, bă, uite-o pe aia care înainte făcea nu știu ce, acum îi mare, spune lucrurile și ce face ea, mare filozofă, știi? Băi, omul se schimbă, deci omul se schimbă, te și tu, probabil că sau foarte mulți oameni care nu se regăsesc în munca lor, în servici, chiar un medic, să zic, care ani de zile merge și face treaba, dar la un moment dat, pac, s-a terminat... meseria, poate drumul i s-a deschis în altă parte și rămâne acolo, pentru că rămâne pentru oameni, rămâne pentru imagine, rămâne, dar el lucrează mecanic, nu-i mai aduce bucurie, nu-i mai aduce nimic și rămâi toată viața ta într-o situație, pentru că așa trebuie să fii, știi? Ei, eu cred că viața asta îți dă posibilitatea să te dezvolți, să te găsești, să fii din ce în ce, nu știu, să fii, știi? Da. Și de asta zic că eu dau
dau un sfat oamenilor să urmeze sinele, viața, ce simți tu aia fă, știi? Uite că sunt foarte mulți persoane, că tot vorbim de facultate și de licee și de tot ce se întâmplă. Te duci la facultate și faci contabilitate și după ce ai terminat contabilitatea îți dai seama că tu de fapt vrei să cânți. Și ce faci cu contabilitate? Că să-ți numeri banii, știi? Da, da, da. Și sunt foarte multe persoane care... da, mie îmi plac foarte mult oamenii care, știi... Eu aici e un defect al meu, că eu mă retrag, că sunt foarte comodă, știi? În chestia asta, că nu lupt până la capăt. Și, da, sfatul ar fi să-și urmeze instinctul și... Să lupte, știi, dar să lupte cu ușurință, că uite și ăsta iar e un punct pe care trebuie să-l atingem. Foarte multă lume crede că a munci sau a avea ceva trebuie să o faci cu muncă foarte multă, cu sudoare, cu așa, cu așa, cu așa. Nu este adevărat. Dacă crezi că lucrul ăsta ți se cuvine și crezi că munca este pentru tine, totul vine de la sine. N-ai observat niciodată când nu te zbați așa, știi, și spui, bă, da. Toate lucrurile vin să zici, bă, dar eu parcă n-am meritat, că n-am dat din coate atâta și devine un pic frustrant pentru că un om, de exemplu, se duce 8 ore la muncă și muncește dimineața până seara pentru că așa este programul lui, că prin sudoare câștigă bani. Și apare unul care stă 2 minute pe calculator sau face cine știe ce, un job oarecare la radio, la unde vine și pac a prins o castană de nu știu câte mii de euro. Pe ăla care lucrează pe 8 ore de la și mănâncă unghiile, știi? Deci astea sunt când să schimbăm acasul. Da. Da. Aș mai sta aici la tine o veșnicie, că eu când vorbesc, știi că nu mai sunt ardeleancă, sunt moldoveancă în situația asta. Ea vrea să schimbe acum. Băgăm iarăși alt card? Ca să băgăm alt card. Da, punem altă fisă. Da. Larisa, tu te consideri un influencer, o persoană de impact? Da, eu mă consider o persoană foarte, adică cu un exemplu foarte bun pentru foarte multe persoane. Și înainte nu puteam să spun chestia asta, dar acum da, cu da, adică da, pentru că știi de ce? Am trecut prin niște momente foarte dificile în viața mea, dificile începând de la stările mele, nu știu, etape ale vieții, dezamăgiri, de prieteni, de oameni dragi, de iubiți, de da. Așa, și... în acele momente nu a fost nimeni care să mă ajute decât eu, știi? Și oamenii chiar mulțumesc că am o prietenă care ea e foarte deschisă așa și spiritual și este singura pe care o sun, știi? Și îi spun și când mă mai ia așa și zic și încep, știi seama că fiecare avem în noi și fire să fii, să nu și încep. Și calmează, te respiră, vezi ce ai de învățat din această lecție, știi? Uh-huh. Și ea m-a ajutat și atunci mi-am dat seama, da, înainte aveam foarte mulți prieteni, prietene, acum pot să zic că am 2-3. Ce s-a schimbat? Eu m-am schimbat, nimeni altcineva, că asta m-am gândit, zic, bă, s-a schimbat lumea sau asta, nu, eu. Eu m-am schimbat pentru că nici nu vreau să judec, știi? Deci chestia că, bă, e și foarte greu să știi când te schimbi așa, pentru că lumea te vede într-un fel și tu ești altfel și prietenii sunt obișnuiți cu tine de a fi diferită și sunt obișnuiți ca să faci unele lucruri și pentru ei sau să vorbești unele lucruri, dintr-o dată tu te retragi și ce se întâmplă cu tine, știi? Dar este din cauza că am fost dezamăgită pentru că îi vezi, îi simți, îi... Și da, am fost. Da. Dar bănuiesc oricum toate experiențele te-au ajutat să ajungi la înțelepciunea pe care o ai spus, că aș putea să-i zic clar, înțelepciune. Da. Și uite, de fapt că iar e ceva interesant așa la mine, tot am cerut în ultimul timp, acum ales, am zis, Doamne, zic, ce tot s-a întâmplat de acum, dăm claritatea lucrurilor, tot ce s-a experiențele acestea sau să văd claritatea în oameni, în situații și chiar, nu știu, orică le văd eu diferit sau așa,
Dar chiar s-a întâmplat acum în ultimul timp. Băi, parcă fiecare pe rând zici că au căzut ca musca în lapte, dar tot și chiar și o prietenă în care eram, în care aveam încredere super, super, super tare în ea, m-a trădat, să zic așa, știi, din pac, știi? Care ea nu cred că nici a conștientizat, dar și eu atunci nu mai pot să fiu, nu știu, iert, las totul așa să meargă, dar parcă mă retrag, nu sunt supărată, nu port dușmănie, nu port nimic, că cere ajutorul, ajut pe toată lumea cu mare drag, dar mă retrag, nu știu cum să zic, nu mai pot să fiu atât de deschisă, știi? Și mi-e frică de chestia asta, că am impresia să nu rămân naiba, sigur, undeva, știi, fără prieteni, fără nimic, pentru că devin ciudat așa, într-un fel, știi, că... Na. Da. Dar face parte dintr-un proces mai amplu. Da. Cu siguranță. Da, nu știu, Ivy, vrei să mai întreb ceva pe Larisa? Hai că e acum e momentul. De puterea dragostei. Da. De puterea dragostei. Da. Poți să mă întreb și pe lucruri personale, că sunt deschisă. Hai să profităm. Hai să profităm. Nu știu, unde te vezi tu peste... Știu că nu-ți faci planuri. Da. Dar cum te vezi? Nu unde. Cum te vezi tu peste 10 ani? Cum mă văd? Sau hai să fie 5. Să-ți fie 5. Uite. Vrei să-ți răspund ceva ce eu tot timpul din cauza lucrurilor care le simt eu că se schimbă în interiorul meu și văd și percep lumea așa, așa, să știi că de multe ori mi-a fost frică de mine ce schimbări pot să mai fac eu la mine și să nu devin așa foarte sensibilă cu oamenii. Pentru că încep din ce în ce să simt oamenii, să le simt frustrarea, supărarea, invidia, gelozia și așa. Și asta mi este foarte greu și cu un partener, să zic așa, cu un iubit, știi? Pentru că studiind atât și mă duc un pic pe partea cealaltă, când îi văd că vine, îmi dau seama că minte, îmi dau seama că are niște răni emoționale pe care trebuie să le rezolve și încerc să le spun sub o altă formă ca să nu pară că, na, că știi cum e, că nu poți fi nici peste... un bărbat trebuie să-l iei un pic mai de jos ca să așa, el nu-și dă seama de aceste lucruri și este foarte, foarte greu și atunci zici, bă, parcă mai bine să nu știi, știi? Mai bine să fii așa, știi, să nu știi nimic, adică să mergi cum am fi, de exemplu, la 20 de ani, 19 ani, naiv, voi m-am îndrăgostit, așa cum mie îmi place, chestia asta e totul, e cel mai frumos lucru să fii îndrăgostit, dar... După ce cunoști, omul deja încep să zic, vai, deci săracul de el a fost traumatizat când eram deja bătrânile, știi? Și nu e bine. Dar cum crezi că ai început să observi toate lucrurile astea? Cred că acum vreo 6 ani nu știam absolut nimic de spiritualitate, de viață, eram credincioasă și atât. Și am făcut, cred că, o stare de anxietate, pot să zic, dar atunci așa numeam. Eu acum cred, la nivelul la care am ajuns conștientă fiind, este că ne pierdem sufletul, știi? Adică noi ne pierdem sufletul în diferite obiecte, în persoane, știi? Și atunci nu mai ai bucuria vieții când nu mai ai sufletul la tine. De-aia sunt foarte mulți oameni, chiar dacă pare ciudat, sunt foarte mulți oameni care nu au sufletul la el, știi? Adică suntem doar un ambalaj. Și atunci când nu ai tot sufletul la tine, nu ești fericit și nu simți bucuria aia. Și atunci am intrat într-o oarecare depresie, m-am despărțit atunci de un băiat care eu credeam că îl iubește și totul pentru mine. Și de atunci am început să fiu foarte așa, am trecut prin niște stări ciudate, rău. Era rău în continuu, aveam stare de bleșin, de frici, multe chestii și... Vezi că probabil asta a fost rampa mea de, știi, da, că dacă nu pățeam ceva, dacă venea cineva la mine și îmi dădea să citesc una alta, nu băgam în seamă, știi? Și atunci, da, pentru toate lucrurile astea am mulțumit, am citit tot felul de lucruri și uite că așa încet, încet, știi? Da, da. Și greu, adică cumva, nu știu să zic... Trebuie să fie omul la nivelul tău, știi? Adică trebuie să fie pe aceeași lungime, că dacă nu e,
te uiți la el și tu spui, vai, parcă ce face, acum eu am făcut, acum nu știu cât timp, eu trebuie să mă reîntorc la... Da, da, da. Știi? Interesant. Da, e foarte interesant. Da, sunt foarte multe de povesti. V-am zis că putem să stăm aici până dimineață. Trebuie să mai facem un episod. Da. Mai vin cu mare drag oricând doriți voi. Păi oricând poți tu. Oricând ai disponibilitate. Păi tu sunt aici aproape de voi, Deva, Sibiu. Poate și... venim și facem un episod de podcast la tine, la Deva. Da, în da, parc. În parc. Direct. Da. Ar fi super. Tare. Sau da. Un studio. Sau un studio. Sau un studio. Da. Mhm. Da, da, Larisa, ce să mai zic? Îți mulțumim foarte mult că ne-ai onorat cu prezența. Am învățat foarte multe lucruri de la tine. Da, mă bucur. A fost o discuție tare productivă, interesantă. Am aflat și lucruri din televiziune. Am fost și spirituali. Ne-am reîntors și la credință, mai ales că sunt și Sfintele Paști. Da. Așa. Ce să mai zicem, Larisa? Îți mulțumim. Sperăm să te mai revedem pe la noi. Cu mare drag, cu siguranță, să știi. Dacă vrei și tu să le transmiți ceva... Păi ce să zic, acum aici acest podcast nu cred că îl urmăresc doar cei din Sibiu și cred că toată lumea, cei care se uită online la tine pe... Eu sper să fie, nu știu, să se bucure, să învețe ceva măcar acolo, să rămână, cu asta spun și în emisiunea mea, când termin emisiunea, zic, chiar dacă nu probabil a fost o emisiune atât de interesant, dar măcar acolo ceva, știi, să rămânem cu ceva, că asta este foarte important. Și azi rămâi cu puțin, mâine cu încă puțin și uite așa creștem. Da. Ca atunci când citești o carte și, de fapt, tot esențialul constă în 5% din tot ce ai citit. Exact, da, da. De acord. Doamnelor, domnilor, domnișoarelor și domnișorilor, vă mulțumim foarte mult pentru că ați urmărit acest podcast. Mulțumim Taxiul cu Miere, mulțumim City FM, mulțumim Larisa, mulțumim Ibi din spatele camerei și să ne revedem, să ne revedem cu bine. Când ne revedem cu bine. Vă pup! O, sayonara!